spună ce plante există, i-ar fi foarte dificil, pentru că nici n-ar putea pătrunde acolo. Aceasta este zona de intrare a drumului în apă, pe unde se trecea și poate se mai trece, dar nu știu cu ce, eventual cu tractoarele. Se trecea cu cai foarte bine pe vremuri, se trecea apa. Apa e foarte mică în acea zonă și râul e relativ strâmt și se trecea pe drumul acela care duce înspre terenurile oamenilor din Viișoara care au, cum v-am spus, acolo tot felul de recolte pe timpul verii. Ceea ce vedeți pe malul stâng al râului Bistrița este o zonă care, după părerea mea umilă, dacă ar fi plină cu nisip și îndreptată puțin și un investitor ar face o minimă investiție, ar arăta superb și poate că ar veni și din Bistrița oameni la râul Bistrița pentru a se distra. Se pot face tot felul de amenajamente, pentru că iată, arată relativ drept și bine. Și mizerie nu-i prea multă acolo, pentru că mizeria e aici unde sunt și oamenii. Acolo oamenii nu mai pot trece, deci nici mizerie nu-i. Vedeți? Natura arată bine. Unde apare omul, apar și mizeriile. Și iată, aici, pe partea dreaptă, despre ce vă spuneam eu, unde e zona locuită, partea dinspre Viișoara, cum arată malurile râului. Acum nu spun că sunt de vină oamenii din Viișoara sau numai ei. De vină sunt, cum spunea cineva, toți cei care locuiesc de la izvoarele râului Bistrița și până încoace. Pentru că toți aruncă și cei de pe bârgaie sunt cei mai vinovați, că aruncă în apă mizerii. Nu cred că aceste mizerii sunt de la bistrițeni. Bistrițenii, în general, de la oraș, să știți că au tomberoane și aruncă gunoi la tomberon. Nu prea îi văd eu pe oamenii din Bistrița mergând și aruncând mizerile în apă. Aceste mizerii vin de pe bârgaie, din comunele de pe bârgaie, domnilor primari din zona bârgaielor. Iată cu ce cadou ne alegem noi, cei care locuim în partea dinspre Viișoara, la vale, deci de la Bistrița la vale. Din păcate, cam așa arată râul Bistrița, eu mă așteptam să arate așa, bineînțeles că dintr-un birou, atunci când vrem să facem o acțiune de igienizare, e ușor să spunem că acțiunea va înfrumuseța, că suntem gospodari, că va arăta altfel orașul, vor arăta altfel comunele. Domnule primar, stimați domni și doamne de la serviciu de resort din cadrul primăriei care vă ocupați de ecologizare, știu că ați avut și dumneavoastră o campanie Implică-te pentru un mediu curat. Ei, acum e momentul să ne arătați că vă implicați și să vedem dacă Bistrița va lua locul întâi. Eu îmi propun că la Bistrița doar această zonă să monitorizăm și dacă această zonă și acel mal va fi curat, cu siguranță, cei de la Consiliul Județean care vor acorda premii în tot felul de flori ornamentale, tuie, brădulezi și așa mai departe, de zeci de milioane, deci nu e de glumit, prinde bine oricărei comunități locale un astfel de premiu, vom monitoriza și dacă Bistrița va arăta curat în această zonă, cu siguranță va arăta bine și în centru. St. George Băi la fel, Năsăud la fel, Beclean la fel. Vom monitoriza, domnul prefect Cristian Florian, împreună cu cei de la Garda de Mediu, va merge zilnic, din câte am înțeles, pe teren să îi stimuleze prin coerciția, prin faptul că este acolo, pur și simplu poate oamenii se vor înfricoșa și vor trece la treabă. Deocamdată curățenia de primăvară nu a început aici la Bistrița, nu știu la dumneavoastră, în localitățile care urmăresc ASTV. Deocamdată reportajul nostru se încheie și așteptăm mesaje de la dumneavoastră, așteptăm mail-uri despre cum arată acum comunitatea dumneavoastră din comunele în care locuiți și mai ales dacă ați început curățenia și la dumneavoastră în gospodărie, și la dumneavoastră prin fața caselor, și prin grădini, și pe drumurile comunale pe care le aveți, sau prin cele orășenești, așteptăm imagini pe adresa office@astv.ro, pe site-ul nostru astv.ro găsiți adresele, trimiteți-ne imagini, noi le mediatizăm și dacă e mizerie și dacă e curat, pentru că astfel contribuiți la un premiu pe care îl puteți câștiga. Și în primul rând veți câștiga un mediu mai curat, un râu mai curat, o curte mai curată, o vie mai îngrijită, o livadă tăiată și fructe mai sănătoase și curate. Haideți să ne educăm tinerii în acest spirit al curățeniei. Să începem anul 2010 cu curățenie. Implică-te pentru un județ curat!
La marginea Heidenfeldului, cum se numește mai nou, oborul din Viișoara, târgul din Viișoara, este o imagine care nu prea arată om gospodar. E vorba de această căsuță care a fost proiectată și construită destul de frumos și interesant. La aici cu bucăți de beton, o căsuță relativ bine aranjată, dar iată că huliganii au spart-o. Deci lacăt este, da? Dar au spart-o, au rupt-o. Ce au făcut înăuntru, nu știu. Bolovani, geamuri sparte. Geamuri sparte, toate sunt sparte. Înăuntru, mizerie, o pisică moartă care tronează în mijloc, săraca, și n-are cine o lua de acolo. Deși căsuța n-ar avea nevoie de multe amenajări. Dar probabil că în loc de sticlă aici ar trebui pus altceva. Nu știu ce. Dar e greu să faci, pe urmă cineva să distrugă. Nu spunem că primăria e de vină, dar primăria va lua măsuri cu siguranță după aceste imagini, pentru că se apropie tot felul de zile ale recoltei, se apropie primăvara, va trebui amenajat din nou Heidenfeldul. Deocamdată Heidenfeldul este teren de fotbal. E bine când se practică Wonderland în Heidenfeld, până se va construi, și dacă se va construi Wonderland-ul, acesta s-a mutat aici, în Heidenfeld, unde tinerii din Viișoara, de la Internaționale Milano Viișoara, și nu o spun ironic, așa se numește echipa, Inter Viișoara, au oră de antrenament. Pentru că, așa cum puteți vedea scris acolo, Heidenfeld are o scenă frumoasă, are curent, așa arată Heidenfeldul. Are iarbă, are alei, deci e rezonabil, e curat, e întreținut înăuntru. Gardul acesta săracu rezistă și el, poate ar mai trebui investi și în el, pentru că e de zeci buni de ani făcut și